La baza de tenis din Smilodava au început pregătirile pentru primul turneu. Pe 29 octombrie, 10 de copii până în 14 ani vor avea șansa să acumuleze puncte la Roman înaintea campionatului național din ianuarie. Deja am început să pregătim tot ce trebuie. Diplome, medalii, cupe. Am găsit câțiva sponsori să luăm mingi, apă pentru copii și sperăm să se înscrie cât mai mulți copii, deși nu știu dacă mă aștept la atât de mulți, pentru că este primul și nu prea se știe despre terenurile astea, dar sperăm că se va auzi după ce vom organiza primul turneu și se va duce vestea în toată țara. Puteți verifica la acest moment care este situația înscrierilor? Înscrierile se pot verifica după data de 24, deci până pe 24 este liberă înscrierea. Dacă a uitat cineva să se înscrie sau, știu eu, vreun romașcan sau cineva vrea după data de 24, o să pot să dau 4 wildcard-uri, avem tablouri de 32. Sperăm să vină cât mai mulți și să iasă un turneu frumos. Dacă temperaturile vor fi scăzute, terenurile vor fi încălzite. Sigur, o să facem o temperatură acceptabilă pentru copii și o să dăm drumul la căldură. Condiții o să aibă copiii de joc destul de bune. Așadar, un mesaj pentru cei care încă se gândesc, dacă au între 14 sau până în 14 ani. Turneul este adresat copiilor de până în 14 ani, este de categoria A. L-am pus acum pentru că în ianuarie va fi campionatul național de 14 ani și va trebui să se definitiveze tablourile pentru campionatul național, pentru că nu pot participa decât cei care au punctaj. Probabil că la campionatul național va fi un tablou de 32 și nu știu dacă se fac și calificări, probabil încă 16 în calificări. Dar cei care vor să prindă naționale trebuie să aibă puncte. Și atunci ne-am gândit că înaintea acestui campionat național din ianuarie să facem un turneu de 14 ani de categoria A, unde să dau puncte mai multe. În noiembrie va urma un alt turneu la Roman pentru seniori de până în 55 de ani.